Hei, salutare! Ce faceți? Cum sunteți cu Biasul după evenimentele de zile trecute? Suprația că n-am reușit să facem milioane de dolari din Pepe. Ok, haideți să vedem acum la cine așteptăm. Deci am postat pe, pe chat câteva idei legate și de euforia. De, de, ieri cu aceste meme tokens, când au crescut în neștire, și cu acel gaz imens pe Ethereum, deci taxe mari pe Metamask, pe Uniswap, deci s-au făcut foarte multe tranzacții, foarte multe swapuri, ajung gazul la 3-400 de, de, dolari la anumite momente, sunt unii care au făcut tranzacții de milioane de token și din cauza asta rețeaua a fost destul de ocupată. Ok, deci pe ansamblu aceste ultime zile au avut niște evenimente atât pe Ethereum legate de aceste meme token cât și pe Bitcoin. Hash Bitcoin după cum știți a atins ATH-ul în 1-2 mai iar minerii s-au confruntat cu o serie de probleme pe on cu transferurile, deci au fost peste 250.000 de tranzacții neconfirmate la un moment dat, deci rețeaua foarte, foarte aglomerată. De regulă, atunci când rețeaua este foarte aglomerată, va urma o mișcare destul de amplă. Am văzut acum mesajul colegului Moneybags, Aka Belene, colegul de pe Premium, a postat pe grupul PRII, cu acel 15.000 de Ethereum de la fundație către Kraken. Ethereum a testat ieri încă o dată zona de 2000. Probabil s-a cumpărat foarte mult pentru aceste exchange cu meme token. Și poate asta a fost și cauza de ce a crescut așa mult, rapid, de la 1800 la 2050 este o zonă destul de importantă. Deci este posibil ca ăsta să fie un top local la final de ciclu, așa cum a fost și în 2021, aproape de ATH, a fost nebunie cu Shiba și cu Doge și care au mai fost pe atunci la momentul la tot meme token, Baby Doge și Baby World sau ce token mai erau la momentul ăla, după care a urmat final de, de ciclu și prăbușirea pieței. De ce spun final de ciclu? De ciclurile acestea sunt împărțite în cicluri mai mici, de 60 de zile, de 120 de zile sau de 6 luni de zile, ca și cicluri mai mari de 1 sau 4 ani. După cum cred că știți, în noiembrie 2022 am avut acel low de la 615.800 pe, pe Bitcoin. Acolo a început reversalul pieței, Repet, ideea ce deci este foarte, foarte asemănătoare cu perioada din final de an 2018, când problemele de pe Wall Street au determinat exodul de acolo de la o grămadă de fonduri către, către cripto. În momentul ăla, cei care sunteți mai vechi, poate azi, știți că ne-am prăbușit de la 20.000 spre 3.200. Deci 3.200 a fost două anului 2018. În februarie, în 8-9 februarie 2019, a fost boom-ul piaței cripto, deci acolo am avut o candelă gigantă, el a fost începutul, semnul că piața are o revenire. S-au printat candele mărșoare pe total 3 și chiar total 1 pe total CMC și altcoin. Și ăla a fost semnul când au fost și crossurile bullish pe un timeframe mai mare. Tot așa, prin final de an, în 2018, toate altcoinurile erau praf. Cel deci a fost momentul când un Binance Coin era pe la vreo 5-6 dolari, când Ethereum era pe la vreo 90-100 de dolari, Litecoin în jur de vreo 30-40 de dolari. Bitcoin Cash era după forcu cu și bătălia aia între Craig Wright și Bitmain. Și cam ăla a fost low acelei, acelei perioade, acelui ciclu la altcoin și la, la Bitcoin. După cum știți, în vara lui 2019, prin mai precis prin iunie, am avut un top în jur de vreo 13.900 de dolari, după care ne-am prăbușit iar spre 4 de dolari. Bine, acolo a fost un pic și faza cu uh, COVID-ul, deci în 2020 și cu tipanisa de la federali, de-aia cred că ne-am dus așa jos. data asta nu cred că ne mai ducem așa jos. Deci am avut uh, probabil low-ul, la 15.800. Uh, acela a fost, uh, să zicem, ca și 3.200 din uh, 2018 pe final de an. Deci, noiembrie-decembrie, când am avut acel 3.200. Cred că, dacă țin bine minte, undeva în prima săptămână din decembrie 2018. Deci, dacă ar fi să comparăm puțin perioadele, uh, este posibil ca maximul anului 2019, deci acel 13.900, să fie foarte aproape de acest nivel de preț de 31.000 de dolari actualmente. Dacă ar fi, de exemplu, să comparăm cu ATH-ul din 2021, orice din aprilie, orice din, din noiembrie, ar fi Posibil că acum, la acest nivel de 30.000, 31.000, sau poate cine știe, poate mai încercăm altă să ajungem în zona de 3.000, 34.000, data să fie maximul acestui an. De aici să înceapă distribuția și să mergem mai departe. Deci, cam asta ar fi ideea mare. Deci, am vorbit puțin și pe, pe fundamental, am vorbit puțin și pe uh, tehnic. Haideți să mergem puțin acum pe uh, Bitcoin, să vă arăt ideea la momentul de față. Deci, planșa pe care o am în față este aceasta de la mișcarea din 17 martie de când am uh, început să mișcăm lateral după ce am trecut uh, de a sparta acei 25-200 pragul psihologic care ne-a marcat după prăbușirea tera Luna. Deci după cum se vede avem o mișcare laterală, uh, am testat de mai multe ori zona de la 26.500 26, și similar am testat zona de rezistență de la 30 531.000 de, de dolari. Deci asta este mișcarea laterală. Dacă țineți minte în precedentele prezentări, v-am zis că aceste mișcări laterale sunt foarte bine de analizat, adică ne dau indicii foarte bune, indiferent când rupem pe sus sau pe jos. Deci trebuie o maximă atenție acestor mișcări laterale, fiindcă uh, sunt cel mai ușor de vizualizat, de analizat. Deci una este când vezi o mișcare de acest gen lateral și alta este când vezi o mișcare de raliu sau un uptrend sau chiar un downtrend, deci o corecție. Ceea ce trebuie să fim atenți este ca între minim și maxim să marcăm zona mediană. Aceasta este zona mediană în jur de 28.600, 28.700. După cum știți, tot în această zonă, în jur de 28.600, avem încă un gap micuț rămas acolo. Deci suntem exact pe zona mediană a acestei uh, mișcări laterale. Bun, și vă mai ziceam în acele prezentări că atunci când analizăm o consolidare, trebuie să fim atenți la cele două jumătăți. După ce am găsit zona mediană, zona topului și zona uh, bottomului, avem o zonă superioară, o zonă bullish și o zonă inferioară, o zonă bearish. Trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în zona mediană. Deci, dacă zona asta mediană, care practic ar fi și golden zonului acestei aceste mișcări laterale, dacă ar fi să trasăm un Fibonacci de pe minim, pe maxim, deci undeva la această zonă ar fi golden zone, Deci, între 38,2% și 65%. Practic, midrange-ul ar trebui, teoretic, să iasă exact pe 50%. Dacă marcăm această zonă, Observăm că piața are o anumită reacție. După ce a rupt zona aceasta se îndreaptă spre topul zonei. Este și normal, este zona de suplai acestei mișcări laterale. Deci cei care au văzut mișcarea și au avut curaj au cumpărat în zona asta și au vândut în zona asta, adică cerere și ofertă. Bun, haideți să mergem să trasăm un fibonacci retracement între cele două zone. Dacă observați, pe acest fibonacci al meu am minus 14,4% și 114,4%. L-am pregătit din timp înainte să fac această expunere. Voi, dacă vreți, puteți să îl dezactivați și să trasați pe acest maxim. Dar m-am dus la acest nivel. De la acest nivel, chiar unde a început această zonă de ofertă. Și am delimitat cele două zone cu chinare gri, zonele de liquidity pull Adică piața merge să ia lichidități indiferent că merge în zona de cerere sau în zona de ofertă. De aici ia pentru long, de aici ia pentru short. Bun. După cum se vede, zona roșie este acel golden zone. Atenție la piață. De ce se întâmplă cu, cu piața după ce lovește una dintre cele două maxime al acestei zone roșii. Deci, după cum se vede, pe această stare, pe care o am eu cu minus 14,4% și 114,4%, pe zona roșie avem lumânări așezate și de desubt și deasupra. Deci, aceste două zone sunt foarte importante. Deci 28.700, respectiv 27.800 sunt zone foarte importante. Dacă piața acum revine spre 28.700, trebuie să fim atenți la această zonă. O dată pierdută, zona aceasta ne așteptăm să atingem 2.700. 800 Dacă și acolo este de ruptă această zonă, ne ducem către zona de botum acestei mișcări laterale și implicit în zona beriș acestei mișcări laterale, adică spre zona de cerere. Dar trebuie să fim atenți la teste. Le numărăm. Dacă sunt deja 3, 4, 5 teste, ne așteptăm ca data viitoare să fie o presiune mai mare pe zona respectivă, indiferent că este zona de cerere sau zona de ofertă. Deci aici avem 1, 2, să zicem 6 teste, da? suntem pe un time frame de o oră și aici avem 1, 2, 3, 4, 5 teste. Deci ne putem aștepta la o rupere de zonă. La proxima testare, indiferent că testează zona de 31.000 sau că testează zona de 26.500. Însă, alerta pe care va trebui să o avem este exact la această zonă mediană, unde am trasat acea, acel midrange la începutul acestei discuții. Și dacă reușim să menținem primul suport testat, atunci șansele de a face un leg up și rupere de zona asta de top, mizerile laterale, cresc. Dacă noi pierdem zona mediană, implic în zona de 41,4%, 41 deci 28,700, 28,700, atunci șansele uh, pentru leg up scad din ce în ce mai tare. Avem aici o mișcare de acest gen. Dacă mergem și trasăm un trend line prin spatele acelor lumânări, putem să intuim faptul că acest line, odată rupt, piața devine bearish, fiindcă avem un mini canal de oscilație de acest gen. Și atunci tiparul este bearish. Deci, după ce rupe această zonă, ne așteptăm la un retest la acest nivel, probabil un mic leg up la acest nivel ca să retesteze intrarea în canal, după care continuă. Asta este un tipar destul de bearish. Bun, ce se întâmplă dacă ajungem în zona aceasta de bottom? Deci, tot în explicațiile trecute, vă spuneam că odată swing low-urile pintate, bătute în cuie, în momentul când ajungem să retestăm zona respectivă, aceste swing low devin, uh, revin în pericol. Deci în sensul că o să fie o presiune foarte mare după 5-6 teste în zona respectivă, uh, o să fie probabil o presiune pe zona aia și mai mult ca sigur că va ceda. Deci dacă zona asta va ceda, următoarea zonă pe care o avem în vedere este această mini consolidare. Deci ne putem duce până la acest nivel. Totdeauna luăm topul unei mișcări de consolidare. La fel și aici. Deci dacă o să reușim să rupem zona asta, la un moment dat, retestul -o, o să fie la nivelul de 31. Deci 3500 sau 29531 de Deci o să rupă, o să reteste zona și dacă rezistă legat. Dacă ieșim puțin deasupra, să depășim acest swing high și acolo întâlnim o rezistență foarte mare, atunci ăla o să fie o deviație și de acolo probabil lumea o să intre foarte mult short și probabil va fi o presiune pe, pe vânzare pentru o distribuție mai, mai precisă. Ok, deci revenim la idee. Deci avem un swing low, un swing high, între care trasăm un fibonacci. La mine este cu minus 14,4%, la voi poate să fie de acest gen. Deci să-l trasați cu 0. Nu este greșit nici la voi, nici la mine. Sunt două puncte de vedere diferite. Ok, deci avem sing low, sing high. Haideți să-l și marcăm pentru a le vedea mai bine. Eu am deja template-ul făcut, deci ăla este sing low, ăsta este sing high până când unul dintre ele va fi depășit. Deci până când nu este depășit aceasta este teoria de care ne legăm, o analizăm. Deci avem minim, maxim și inima acestei mișcări de consolidare. Deci, dacă acum piața continuă să crească, va fi retestată zona asta de lichiditipul, se va lua probabil lichidități de acolo, se va testa short-ul sau alții după caz vor încerca să, să intre lung pentru că zona asta va fi destul de testată și probabil merg pe ideea că va fi ruptă. Ok, deci noi în primul rând trebuie să fim atenți aici. Suntem aproape de final de ciclu, ne interesează dacă nu este cumva o distribuție, fiindcă așa și arată. Este o mișcare laterală, avem acolo un potențial utat, deci acest swing high poate să fie utatul din Wyckoff Distribution, Aici a fost o mini reacumulare, un leg up și dacă piața nu reușește să se rupă nici de data aceasta, fiindcă deja suntem de 3 săptămâni, o să avem mai mult ca sigur mișcare de down către această zonă. Dacă mergem să bifăm pe Fibonacci următoarele zone importante, deci 1, 3, 8, 2, 1, 4, 14, 1, 6, 18, 1, 65, fiindcă aici știm că este posibilă o mișcare după ce swing low este spart, atunci ne putem aștepta la o corecție în prima fază la acest nivel de 25,900. Dacă vă aduceți aminte, Ultimul material pe care vi l-am prezentat, vă ziceam că toată lumea așteaptă 25.200 și este posibil ca piața să nu meargă în prima fază până la 25.200 și să ia ceva lichidități din zona 25.600, 25.800, după care să vină să rătesteze. Deci piața întotdeauna revine să rătesteze ce a pierdut. Deci, în cazul nostru, la acest moment al discuției, suntem în zona în care am pierdut acest singlo, da? deci avem un reversal de piață, un uh, dreptunghi. Cu un reversal de piață sau un bar, cum vreți voi să spuneți, și după ce am spart această zonă de la de va testa zona aceasta. Deci, în jur de 25 va reveni spre zona de 26500 527 de fiindcă are intenția, după ce ia lichidită, să revină pentru a retesta din nou această mișcare laterală și această presiune. Însă, trebuie să fiind conștienți că cei care au pierdut vânzarea la acest nivel o să pună presiune prin acele wall de sell la zonele cheie, zona roșie în principal și eventual mijlocul acestei mișcări laterale. Deci cam asta ar fi ideea de explicat. Deci după ce pierdem zona bullish a acestei mișcări laterale, ne așteptăm la un retest în zona de bottom a acestei mișcări laterale implicita singlourile, dacă acele singlouri sunt uh, rupte, ne așteptăm imediat la următoarele zone importante 2900, 2400 și eventual 2300. Și acolo la 2300 este următorul punct cheie. Deci 2300 este zona încercată de foarte multe ori în uh, iarnă unde am avut uh, acel up către 25.200 și după aia acel down către 19.690. Deci, cam asta ar fi ideea, sper că nu uh, v-am plictisit foarte tare cu informațiile, am încercat să le canalizez, să vă explic cu aceste mișcări laterale și cu finalul de ciclu. Dacă mergem pe daily, să. haideți să ascundem aceste informații, să mergem pe daily și să bifăm de data aceasta maurile. Deci, asta este graficul. După cum se vede, am lovit această zonă de uh, mișcare laterală din vara trecută. Am testat, nu a reușit să rupem. Teoretic, ar trebui să avem un, uh, un, o rejecție de la acest nivel. Dacă este să rupă uh, zona asta, atunci următoarea zonă o să fie la acest nivel. Deci, în jur de vreo 35-37.000 de, de dolari. Deci, să știți, în cazul în care se rupe uh, această zonă de 31.000, de unde putem merge. Deci în de la 35.500, cam așa. Bun. Ceea ce vreau ca să vă zic este că pe grafii de o zi, bifând maurile, cele mai importante mauri pe care ne interesează la acest moment nu sunt cele două, MA 233 și MA 277, ci MA 21 și MA 55, fiindcă ele s-au apropiat destul de tare, unul de altul, și au format acest squeeze. Deci dacă lumânările o să revină între ele. Deci se vede. Dar mai este foarte puțin spațiu. Deci după ce MA21 cu MA55 lasă o mică pantă, o să urmeze o mișcare amplă. De data aceasta a fost în martie o mișcare de erupție, deci o mișcare amplă de uh, raliu. Dacă mergem puțin în urmă, uite și aici, de exemplu, după ce am avut acea mică pantă, am avut iar la fel o mișcare de raliu. Însă ce se întâmplă când uh, acel cross, după cum se vede, MA21 este deasupra. Deci ar urma teoretic un bearish cross. Deci noi dacă vom începe să închidem candele pe daily în prima fază sub MA21, deja situația devine bearish. MA55 o să urce puțin, fiindcă piața a urcat. Deci MA55 în următoarele zile, două, trei zile, o să ajungă foarte, foarte aproape de MA21. Deci asta ar fi, teoretic, undeva la închiderea de pe uh, weekly, deci luni sau marți, cele două mauri să fie foarte apropiate. Deci trebuie să fim foarte atenți. Deci pe daily, dacă lumânările încep să închidă suma 21 și suma 55, toată situația devine bearish. Dacă MA55 este testată pentru a 5-6 -a oară și rezistă, atunci situația devine foarte bullish. Deci, doar la acest aspect să vă concentrați și la ceea ce am povestit cu mișcarea de consolidare. Deci, dacă intrăm în zona bearish, deja cresc șansele pentru down. Dacă rămânem în zona bullish și MA55 pe daily, uh, rezistă, implicit MA21 rezistă, atunci este leg up și test spre 35.000. Va trebui, teoretic, uh, în cele două situații, depinde cum suntem fiață-monede, să fim atenți la această zonă. Deci ochii pe uh, Bitcoin, pe daily și pe dominația de pe stabile. Deci dacă mergem pe graficul cu stabilele, uh, cele două uh, dominații cumulate, deci dacă nu aveți încă un grafic cu stabilele, merge și tasat aici, USDC D plus USDT de, da, center și vă apare graficul pe care l-am și eu aici. Deci, după cum să vedem, de data aceasta, mișcarea este inversă cu mișcarea Bitcoin, deci avem MA21 de dedesubt și la fel este foarte aproape de un squeeze de MAURI, adică MA55 coboară spre MA21, de data aceasta putem să ne așteptăm la un bullish cross între MA21 și MA55, ceea ce ne spune că această dominație a stabililor este posibil să crească. Ok, și acum să le punem cap la cap. Deci, Ethereum este la un uh, test major de 2.000 de dolari, 2.200 de dolari. Bitcoin merge în consolidare, a testat rând pe rând atât suportul cât și rezistența. Cea mai importantă zonă pe care ne interesează la Bitcoin este zona de rezistență de la 30.000 de dolari. Dacă nu este ruptă la un termen de uh, 2-3 săptămâni, o lună de zile după atâta preteste, este foarte clar că începe o mișcare de, de, corecție și o să retesteze zona de cerere a acestei mișcări laterale. În paralel, dominațiile celor două stadiile, dacă printează candele verzi și implicit se va forma acest bullish cross, este clar că se iese din monede din Bitcoin și din cele care au sub foarte mult capital meme token, deci așa o să înceapă să ia profit și rămân în stabile pentru că ei sunt foarte mulțumiți. Deci în bear market să faci dita mai bagul de, de, fiat este de profit, este super bine. Și aștepți la cutie una, două săptămâni să vezi cât de jos se poate duce piața. Deci cam asta ar fi ideea, trebuie să analizați puțin uh, comparativ. Bine și cu dolar index, dacă mergem pe dolar index, așa, spusesem că este un suspect de Adam Eve. Deci acest tipar de preț este unul bullish. Dacă IV se va completa și se va forma acest round bottom, testul o să fie la acest nivel, 105 106, și dacă va fi confirmat, deci va valida tiparul de preț, cât este înălțimea IV, va fi ținta. Deci, practic, dacă rupe 106, mai mult ca sigur că mergem spre 100, 800, 110. Și asta este un semn foarte berici. Deci, în momentul când dolar index crește, stocurile și bitcoin o să înceapă să scadă. Deci se iese din, exact ca la uh, fiat, se iese din uh, ele, bitcoin și Stocul și se intră în, în dolar. La fel de bine el câștigă uh, dolarul index și se forma din mai multe uh, monede naționale. scheming uh, nu franco elvețian, lira sterlină, ienul japonez... Uh, euro și așa mai departe. Sunt vreo 12-16 monede. Deci puteți să căutați pe Google să vedeți exact în ce este format dolar index. Deci dacă el crește, înseamnă că celelalte din componența lui scad în paritate cu el. Asta înseamnă un dolar puternic, înseamnă că economia din Statele Unite începe să dea semne de revenire, cu toate că, mă rog, știți ce se întâmplă pe acolo cu băncile și așa mai departe. Deci poate să fie și o situație temporară. Dar, comparativ, trebuie să ne analizăm un pic situația, atât pe Dolar Index, cât și pe stabile și pe Bitcoin. Bineînțeles, putem să mai comparăm la un moment dat și Total 1, deci Total Piață, pe Daily. Deci, după cum se vede, Total Piață este într-un într mini canal oscilatoriu uptrend, dar la un nivel de retest, acest trendline care coboară de la maximul atins în luna trecută, în aprilie. Deci este posibil ca la, acest, la această zonă de mijloc, de mediană, să avem o rejecție spre această bază, deci această cons consolidare, scuzați, această consolidare care a fost în toată luna martie și jumate din aprilie, asta este o zonă care va fi retestată, deci această maximă de la 1,154 trilioane de dolari. Deci, toate aceste informații le analizați, le puneți ca la cap, deci aveți destul de multe indicii, inclusiv că putem merge bullish spre 35.000 sau spre 25.000. O zi frumoasă!